Hello, dragile mele! Din nou suntem împreună și din nou discutăm despre frumusețea și sănătatea părului pe acest canal de YouTube care știți foarte bine că este dedicat frumuseții și sănătății părului și de fiecare dată vă rog, în gând, dacă nu verbal, să mă ajutați să-l promovăm cât mai mult ca să devină o comunitate cât mai mare și cât mai fericită de oameni care au păr frumos. Astăzi o să discutăm despre tendințele de culoare pentru sezonul toamnă-iarnă 2019-2020. Este o întrebare pe care tot timpul o adresați și anume ce se mai poartă, ce culoare mi-ar sta bine, ce se mai poartă sezonul acesta. O să vă povestesc despre asta, este cu titlul informativ și mi-ar plăcea să aveți aceste discuții cu stiliștii care vă vopsesc. Dacă vă vopsiți acasă, vă sfătuiesc să mergeți cu două tonuri mai sus sau două tonuri mai jos, nu să faceți schimbări radicale acasă, pentru că de cele mai multe ori sunt sortite eșecului. Real, asta se întâmplă, știți foarte bine și primesc o grămadă de mesaje și poze legate de acest subiect. Încercați să aveți conversații cât mai multe și cât mai ok cu hairstyliștii care vă vopsesc părul, pentru că, vă spun sincer, de-abia așteptăm să vă comunicăm aceste lucruri și să vedem ce vi s-ar potrivi. În acest sezon de toamnă-iarnă 2019-2020, culorile capătă o tentă mai naturală. Este un trend care mi-e place foarte mult, a început așa ușor-ușor de vreo 2-3 sezoane și vedem din ce în ce mai multe culori naturale pe podium. Păstrăm niște extreme și o să discutăm despre ele atunci când o să și afișăm pozele, dar overall să știți că lucrurile sunt din ce în ce mai naturale. Ceea ce înseamnă că vrem să luăm o pauză de la abuzul acesta pe care îl facem din punct de vedere al culorilor asupra părului și este foarte important că am înțeles că un păr sănătos este frumos indiferent de culoarea pe care o are. Prima dintre culori este, sau mă rog, prima gamă de culori folosită este gama de roșu și în această gamă avem de a face cu nuanțele de roșu care conțin destul de mult cupru, destul de mult auriu sau destul de mult zona aceasta de castaniu. Castaniu, exact culoarea castanei, da? Nu când devine maro foarte închis, ci culoarea castanei proaspete. Dacă vreți, tot ceea ce înseamnă zona de coniac, reflexele acelea de chihlimbar pe care coniacul le are, tot ceea ce înseamnă zona de ambră. Toate aceste culori reunite în culori de păr sunt această familie mare de roșuri care arată extrem de bine și care sunt extrem de flatante și care pentru nu știu ce motiv în România lumea fuge de ele. Nimănui nu-i place roșu în România și când zic roșu nu mă refer la roșul acela violent sau țipător și nu mă refer nici la roșul acela vișină putredă care este efectiv obsedant și de care se pare că nu mai scăpăm. Asta este în ADN-ul nostru, probabil că o să înceapă să ne crească părul așa la un moment dat. Al doilea trend major este zona de păr platinat, vedem, este o zonă extremă, este un păr decolorat și apoi renuanțat, dar și în acest caz aș vrea să văd la voi o relaxare și să știți că este ok ca rădăcina să fie puțin mai închisă sau chiar o rădăcină crescută natural. Nu trebuie să fie perfect săptămână de săptămână, nu trebuie să abuzăm părul cu vopsire în culori atât de deschise sau cu decolorare ca să putem să eliminăm toate reflexele pe care nu le dorim. Reflexele cele mai căutate sunt mai degrabă inspirate din zona anilor 90, platinat, ușor cenușiu și zona de șampanie a culorilor de blonduri. Cel mai mult și cel mai mult este zona aceasta de platinat, care este destul de brutală și destul de cumva in your face, așa, deci este destul de puternică, tocmai că este inspirată foarte mult din grunge-ul anilor 90. Părul negru încă nu este din tendințe, dar este foarte combinat cu tunsori destul de scurte, adică vedem un păr negru, nu neapărat în zona aceasta foarte lungă, gen Kim Kardashian, ci mai degrabă în zona de tunsori cu personalitate scurte, fie cu bretoane, fie cu, adică mai degrabă în zona personajului Tokyo din Casa de Papel. Aia ar fi zona cumva de tunsoare care se suprapune foarte bine pe această culoare. Una dintre cele mai populare tipologii de culoare este brondul. Da, am zis bine, n-am greșit. B-R-O-N-D, brond. Atunci când după o vară plină de zbuciu avem rădăcini închise suficient de lungi și doar foarte puțin șuvițe sau baleaj adăugat către partea de vârfuri, deci este o combinație între brown și blond, adică este un blond mai închis sau un maroniu mai deschis către vârfuri.
Este o culoare de tranziție, o culoare care arată foarte bine fără să faci foarte mari eforturi și de asemenea pentru persoanele care vor un pic de deschidere, dar nu vor să aibă efecte extreme, brondul este o variantă extrem de bună. În zona de brond o aveți în permanență pe Jennifer Lopez ca și exemplu, ea folosește foarte mult această zonă de culoare. Și una dintre favoritele mele sunt ciocolatiurile, sunt marouri, unele puțin mai calde, unele puțin mai reci, dar toate adaugă cumva o reflexie foarte frumoasă în jurul feței și îmi place foarte mult pentru că este o zonă de culoare foarte bună pentru România, pentru baza noastră naturală de păr. Adică îți adaugă strălucire fără să forțezi părul nici în jos, nici în sus, în sus prea mult și în consecință păstrând cât mai mult din sănătatea lui. Deci ciocolatiurile real în acest sezon pentru mine sunt un must, îmi plac extrem de mult și o să încep să fac schimbări și eu din acest punct de vedere pentru clientele mele. Iar la final, pentru că trebuie să avem și o zonă din aceasta puțin mai de trend, așa, mai puternic, avem zona de pasteluri, dar nu pastelurile acelea all over, ci mai degrabă pasteluri în accente pe culori atât deschise cât și pe baze naturale. Adică dacă nu vrei decât să-ți faci niște șuvițe sau un baliaj, îi poți da o tentă de roz, de lila, de bleu, de verde părului fără să intervii asupra întregii mase de păr. Dragile mele, acestea sunt principale tendințe de culoare. Acum fiecare brand de culoare o să vă mai spună una alta și o să mai vină cu niște lucruri pe care vi le propun. Aveți informația, alegeți ce e bine pentru voi, dar cel mai important este să aveți grijă de sănătatea părului vostru, pentru că indiferent ce culoare aveți, dacă părul este sănătos, totul arată minunat. Bun, până data viitoare puteți să-mi scrieți aici sau pe Instagram și cu mare drag vă răspund. Vă pup, pa, pa!